Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural a lunii octombrie. Au fost dezbătute mai multe puncte de pe ordinea de zi de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Națională de Administrare Fiscală și de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Mehedinți a prezentat modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, precum și sancțiunile aplicate. Județul Mehedinți, ITM Mehedinți a efectuat în perioada 1 ianuarie 30 septembrie anul acesta un număr de 60 de controle la angajatori, evidențindu-se 58 de neconformități, pentru care s-au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale, din care 53 de avertismente și 5 amenzi, în valoare de 33.000 de lei. De asemenea, în perioada mai sus menționată, în domeniul construcțiilor, au avut loc un număr de 8 accidente cu incapacitate temporară de muncă și nu s-a înregistrat niciun accident mortal. Aceste lucruri pe care vi le-am prezentat reprezintă partea de control efectiv și de verificare a agenților economici paralel cu activitatea de prevenire, cu tot ce a însemnat ședințe de informare cu angajatorii, prelucrarea anumitor aspecte și medializarea, să zic așa, a condițiilor minime pe care trebuie să le asigure. În scopul prevenirii și combaterii practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor și asigurării dreptului consumatorilor de a fi informați în mod clar și precis pe perioada vacanțelor, a fost înființat comandamentul Clisura Dunării Băile Herculane 2022. S-a verificat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestarea serviciilor de alimentație publică, cazare, agrement, piscine, precum și a comercializarea produselor alimentare și nealimentare. Astfel au fost controlați un număr de 198 operatori economici care prestau activități în zona Clisura Dunării, pe raza județelor Mehedinți și Caraș-Severin și în Băile Herculane. S-au aplicat 385 de sancțiuni contravenționale, din care 156 de avertismente și 229 de amenzi, în valoare totală de 1.675.000 de lei. Au fost dispuse de asemenea 97 de măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor de alimentație publică, piscine, până la încadrarea în prevederile legale și au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman, produse în valoare totală de 76.303 lei. Totodată, Agenția Națională de Administrare Fiscală a prezentat facilitățile fiscale oferite contribuabililor din Mehedinți, printre care amintim eșalonarea la plată simplificată, eșalonarea la plată a obligațiilor, reducerea penalităților de nedeclarare stabilite prin decizii de impunere.